Vă salut cu pacea Domnului și pentru această seară am ales să discutăm despre un subiect, cum ar trebui noi să ne comportăm sau cum ar trebui ca noi să avem privirea ațintită către Domnul Iisus pe această mare împovărată în care trăim, în această viață zbuciumată, să ne punem toată încrederea în Domnul Iisus, învățând din această experiență a lui Petru, care știm că l-a chemat Domnul Iisus și el a mers pe mare la Domnul Iisus, dar era într-un moment de cumpănă, când el s-a încrezut un pic în forțele lui proprii și atunci el era să se ducă la fund. Să citim din Sfânta Scriptură, de la Matei, capitolul 14, cu versetul 22 în jos. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe partea cealaltă până va da drumul roadelor. După ce a dat drumul roadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, când vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut, ucenicii umblând pe mare s-au înspăimântat și au zis: este o nărucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape și să meargă la Iisus. Dacă citim cu atenție pasajul acesta, vom descoperi două tabuuri minunate, care au o încărcătură spirituală deosebită. Mai întâi, versetul 23. Vom observa că Învățătorul se retrăsese și se afla pe munte, împărtășie cu Tatăl și spune cuvântul că era noapte. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și Domnul era singur. În timpul acesta, ucenicii erau într-un alt tablou, pe mare, în furtună și în întuneric. Versetul 24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. În aceste două tablouri prezentate aici, există o legătură deosebită care dă naștere unui alt tablou spiritual profetic. Și anume, Biserica Domnului Iisus se găsește în lume, pe marea acestei lumi, unde noaptea păcatului este grea și unde furtunile celui rău parcă sunt dezlănțuite, iar Domnul Iisus Hristos s-a retras pe tronul Harului să mijlocească înaintea Tatălui pentru ai săi, care se luptă pe această mare învolburată, în aparență singuri, așa cum erau și ucenicii pe corabia lor pe mare. Dar în realitate, prin Duhul Său cel Sfânt, Domnul Iisus umblă pe apele înfuriate, înfruntând valurile puternice și certând vânturile care bat cu tărie în corabia noastră și care ar vrea parcă să ia cu ele pe toți aleșii Domnului. Și dacă nu pot să ia pe toți aleșii, măcar pe unii dintre ei, la Marcu 13, versetul 22, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Cel rău a lăsat întunericul peste lumea aceasta și a dezlănțuit furtuna împotriva Bisericii Domnului. Însă și astăzi, ca și ieri, și astăzi, ca și mâine, și astăzi, ca în vremea ucenicilor, Domnul Iisus, Mântuitorul, ne poruncește să venim la El umblând pe ape, pe deasupra valurilor, trecând prin furtuni, prin vânturi puternice, învingând ispitele, dar și pe ispititorul. Veniți la mine, zice Domnul, și vă voi da liniște și odihnă. În mijlocul furtunii, în mijlocul mării, în mijlocul disperării, ucenicii l-au văzut pe Domnul venind spre ei și le-a fost teamă și au țipat și au zis: este o nărucă, versetul 26. Nu vă temeți, nu vă înspăimântați, zice Domnul. De ce să-ți fie teamă de împrejurări? De ce să crezi în năruci, când poți să crezi în adevărul care te face liber? De ce să crezi în promisiuni de șarte, când poți să crezi în ceea ce făgăduiește și împlinește în același timp? De ce să crezi în lucrurile pământești, care sunt pieritoare,
când poți să crezi în cele cerești și veșnice. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, spune Domnul Iisus. Doamne, mărește-ne credința. De multe ori nu recunoaștem glasul Domnului care zice lui Iisus, vino la mine. De multe ori nu ne dăm seama de prezența Sa. Și de multe ori nu înțelegem vânturile care ne stau împotrivă. De multe ori nu înțelegem valurile care se ridică împotriva noastră și ne punem întrebarea în gând sau poate cu glas tare. De ce, Doamne? Dar de ce tocmai mie? Nu înțeleg, Doamne. Este o taină pentru mine. Și în toate acestea, teama, frica, pune stăpânire pe inimile noastre și poate nu ne face să țipăm, așa cum au țipat ucenicii, dar ne ascunde drumul credinții. Teama aceasta, care ne provoacă împrejurările, ne face să nu mai vedem clar calea credinței. Calea care duce spre cer. Calea care ne apropie de Domnul și Mântuitorul nostru. Și Mântuitorul, plin de dragoste și duioșie, ne spune fiecare dintre noi, vino la mine. Doamne, dar nu mai văd ieșirea, nu mai văd calea. Prin profetul Isaia, zice Domnul în capitolul 30:21, urechile tale vor auzi înapoi a ta vocea care va zice, iată drumul, mergi pe el. Doamne, deschide-ne urechile ca să auzim vocea aceasta. Vino la mine, zice Domnul. Îți arăt eu calea și tot eu ți-o luminez. Ieși din furtună, ieși din mijlocul valilor și vino la mine, unde este liniște, unde este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Suflete drag Domnului, ești înconjurat de confuzie, de nesiguranță, ești copleșit de probleme. Ascultă vocea înapoi a ta care îi spune, întoarce-te la punctul de plecare. Sau cum am spus noi, întoarceți-vă la cărările cele vechi. Întoarce-te la lumina pe care ai cunoscut-o, la început. Întoarce-te la cruci. Aici vei descoperi calea. Calea mântuirii nu se sfârșește la cruci, ci abia aici începe. Calea mântuirii nu se schimbă niciodată. Calea cerului nu se abate niciodată de la traiectorie. Și punctul ei de plecare este crucea Domnului Iisus Hristos, cel mort și înviat, cel înălțat la cer, cel care vine și nu zăbovește. A Lui să fie gloria acum și în vecii vecilor. Tu și eu, noi ne schimbăm. Tu și eu, noi ne abatem de la cale. Dar calea rămâne statornică. În cuvintele predicii acestea, Duhul Sfânt îți spune ție și mie, vino la cruce și ascultă vocea celui care a fost țintuit pe ea pentru tine și pentru mine, care vocea aceasta își optește înapoi a ta. Iată drumul, mergi pe el. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Mergi drept pe el, mergi pe mijlocul cărării și la capătul ei vei descoperi ținta ta. Acolo furtunile nu mai au nicio putere. Acolo valurile au trecut de mult. Acolo vânturile puternice nu se mai suie niciodată. Acolo te așteaptă acela pe care l-ai iubit și l-ai dorit așa de mult și l-ai căutat de multe ori cu lacrimi. El este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Nu-i așa că cu toții dorim să ajungem acolo? Nu-i așa că dorim să ieșim din mijlocul mării acestea învolburate? Doamne, ajută-ne! Ești la crucea Domnului Iisus Hristos, ești din nou în lumina Sa, nu pornim mai departe cu bagajul cu care ai venit. Nu pleca mai departe fără să recunoști cauza care te-a făcut să ajungi în mijlocul mării în furtună. Nu pleca mai departe fără să-ți fi depus tot trecutul tău la picioarele Domnului. Nu pleca mai departe fără să omori acolo la cruce toată firea care te-a dus la deznădejde, în mijlocul apelor împărburate. Mărturisește-i Domnului toată starea ta, toată povara ta, toate viciile tale. Spune-i Mântuitorului, așa cum i-a spus Petru, cum i-a spus Petru în mijlocul valului. Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Frate și soră, ești cumva în mijlocul întunericului. Și acest întuneric te apasă și te înspăimântă. Strigă la Domnul. Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. S-au ridicat împotriva ta, parcă toate valurile potrivnice. Strigă către Domnul. Doamne, poruncește-mi să vin la tine, chiar dacă apele îmi sunt potrivnice. Și să știi că cel ce se roagă pe muntele lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine, este aici cu tine, umblând pe ape, stăpân asupra valurilor și asupra vântului care îți va auzi glasul tău îndurerat
disperat și îți va spune cu vocea lui dulce și blândă, vino, vino la mine și vei primi pacea de care ai atâta nevoie astăzi. Frați și surori, noaptea a venit și chiar dacă mai este puțin din ea, vântul suflă turbat, valurile se ridică cu putere și odată cu ele parcă totul ne stă împotrivă. Dar înainte de a potoli valurile și mai înainte de a liniști vânturile, Domnul Iisus Hristos ne poruncește să umblăm pe ape, dar nu oriunde, nu în derivă, ci ne poruncește să venim la El. Și să știți că în porunca Domnului, în cuvintele sale, avem tăria de a asculta, dar și tăria de a învinge pericolele. În cuvintele Mântuitorului, avem tăria de a răzbi și puterea de a ieși biruitori. Îndrăzniți, nu vă temeți, pentru că eu sunt, zice Domnul. În numele Domnului Iisus Hristos, să ieșim din corabia noastră și să mergem pe ape, să-L întâmpinăm pe mirele care va întinde mâna Lui și cu care ne va apuca și ne va izbăvi. Nu te teme. Îndrăznește, vino la mine, zice Domnul. Ce cuvinte frumoase! Ce cuvinte încurajatoare! În mijlocul mării învolburate, în mijlocul problemelor de tot felul, Domnul cel viu spune, nu te teme, întinzându-ți mâna să te izbăvească. Este bine să asculți aceasta înapoi a ta, care spune, iată drumul, mergi pe el. Nu te lupta în furtună, nu mai umbla prin întuneric, ci umblă în lumina mea, zice Domnul, unde este pace, liniște și bucurie în Duhul Sfânt. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, zice Domnul. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. La Matei, capitolul 11, versetul 28-29, spune versetele acestea. Fraților, suflete dragi, vreți să urcați la cer unde Domnul Iisus mirele a pregătit locul? Știu că vreți și eu vreau acest lucru. Și acolo este gândul fiecare dintre noi, dar mai întâi de toate va trebui să coborâm la cruce. Și mai întâi, așa cum Petru a coborât mai întâi din corabie și apoi a mers la Iisus, aici, la cruce, Domnul îți va lua și îmi va lua poverile acestei vieți și ne va da lumină și ne va spune, iată drumul, mergi pe el. Te aștept la capăt. Acolo te voi primi în slavă. Acolo îți voi așeza cu mâna pe cap. Tu mergi pe drumul acesta pe care ți-l arăt eu. Deschide-ne, Doamne, urechile inimii ca să auzim glasul acesta înapoi a noastră. Mesajul predicii din această seară este mesajul crucii și este simplu. Ieșiți din mijlocul mării unde este furtună și vino la Domnul. Aici îți voi arăta calea și îți voi arăta drumul spre cer, zice Domnul. Amin.